Dar în cele ce urmează discutăm cu domnul Teodor Stolojan, fost premier al României și fost ministru al finanțelor publice. Bună ziua, domnule Stolojan! Bună ziua! Vedem anunțul făcut de ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, cea care spune că vor fi majorate aceste pensii, nu există o sursă de finanțare, însă îi dă teme ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș, și anume să facă o mai bună colectare și totodată să reducă evaziunea astfel încât să vină banii la buget. Cum se face, domnule Stolojan, că vedem această situație în care ne pregătim să dăm mai mulți bani fără a avea o sursă de finanțare? Este o practică, din păcate, care se continuă în România și soluția adoptată de guvern a fost să aprobe acest proiect de lege care urmează să fie trimis în Parlament, chiar dacă nu are sursele de finanțare prevăzute. Ce a făcut guvernul? A făcut ceea ce s-a făcut și înainte de 89 și se face în continuare, din păcate, lipsă de responsabilitate față de finanțele țării, față de echilibrele macroeconomice. Deci s-a dispus ca Ministerul Finanțelor să vină cu un plan de măsuri, s-a dat el cum va reduce evaziunea și așa mai departe, ceea ce sigur trebuie făcut, numai că nu se face de pe un an pe altul. Vedeți de câți ani tot discutăm de reducerea evaziunii fiscale în România. Pe de altă parte, acest proiect de lege cuprinde lucruri bune, dar cuprinde și chestiuni care iarăși arată lipsă de coerență în ceea ce facem aici. Vă dau un exemplu. Noi discutăm tot timpul de principiul contributivității și dorim respectarea acestui principiu și înlăturarea inegalităților. Foarte corect. Dar venim în proiectul de lege și spunem următorul lucru. Dom'le, dacă muncești mai mult de 25 de ani, pentru fiecare an pe care lucrezi între 25 și 30 de ani, îți mai dăm 0,5 puncte. Deci, pe lângă punctele care ți se cuvin că lucrezi mai departe, după 25 de ani, vine statul și îți face cadou jumătăți de puncte până ajunge cadou la un punct pentru fiecare an pe care lucrezi după vârsta de 30, după ce îndeplinești 35 de ani de muncă cu contribuții. Deci un fel de cadou care nu are nicio legătură cu principiul contributivității. S-a introdus un principiu artificial, principiul stabilității, în ideea că stimulăm pe oameni să muncească și după ce au împlinit vârsta sau numărul de ani necesar pentru a ieși la pensie, ceea ce omul oricum face dacă dorește acest lucru. Nu astea sunt mijloacele de a-l stimula. Putem să-l stimulăm prin alte mijloace dacă vrem într-adevăr să lucreze mai mult de 35 de ani de muncă. Dar nu mă apuc să stric coerența unei legi care spune că ne bazăm pe contributivitate și nimic altceva. Domnule Stolojan, ne uităm la ce s-a întâmplat ieri înainte de ședința de guvern. Ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, s-a opus și nu a vrut să dea aviz pentru acest proiect. Au existat numeroase discuții la Palatul Victoria și am văzut din stenograme inclusiv amenințări, ca să spunem așa, pentru că Ministrul Finanțelor Publice a spus că el preferă să plece în loc să semneze acel aviz. Ulterior, premierul Marcel Ciolacu i-a spus că dacă nu semnează, oricum va trece acest proiect, pensiile vor fi majorate și până la urmă PNL-ul a cedat, ca de fiecare dată. Ce credeți că i-a determinat pe cei din Partidul Național Liberal să cedeze și de această dată, deși vedem clar că nu există bani, nu există sursă de finanțare? Doamnă, eu de când am intrat în administrația publică, am lucrat în Ministerul Finanțelor timp de 19 ani, mi s-a spus de la început o regulă. Datoria ta față de șeful tău e să insiști până când vezi că a înțeles șeful tău ceea ce tu vii să-i spui că nu este în regulă. În momentul în care a înțeles șeful tău, în momentul acela
șeful tău poartă responsabilitatea pentru decizia care o ia. Deci domnul ministru Boloș a procedat corect. Le-a explicat, i-a explicat primului ministru că nu există resurse pentru a avea o creștere, cum zice doamna ministru al muncii, de circa 40% în acest an a pensiilor, în anul viitor, mă scuzați, până când domnul Ciolacu a înțeles și a luat decizia, adică adoptăm acest, aprobăm acest proiect de lege, îl trimitem în Parlament și vom găsi noi resursele. Păi iar asta era și discuția de la început, dacă acționa corect până la urmă, nu ar fi trebuit să nu semneze acel aviz, risca nu. Să plece din datoria funcție? Datoria ministrului de finanțe a fost și a procedat corect să semneze avizul cu condițiile prevăzute în aviz pe care domnul ministru Boloș le-a menționat foarte corect, adică are o serie, avizul semnat de dânsul are o serie de recomandări de mențiuni vis-a-vis de acest, de sustenabilitatea acestui proiect de lege. De altfel vreau să vă spun un lucru, doamna ministru al muncii ne spune următorul lucru, știți? Nu avem decât digitalizarea a 4 milioane de dosare de pensii, deci n-am ajuns la 4,7 sau aproape 5 milioane de dosare de pensii, deci iar nu putem face un calcul al impactului și de aici au apărut diferențe. Am văzut și în ceea ce ați dat dumneavoastră secvență în care doamna ministru al muncii zice că impactul pe anul viitor este de doar 10 miliarde, când de fapt dacă aplici simpla majorare de 13,8% la fondul de pensii existent în acest an, ajungi la o creștere de circa 16 miliarde, nu mai vorbesc de recalculare. Domnule, domnul ministru Stolojan a anunțat o cifră undeva la 27 de miliarde. Pare deci, totuși că este vorba mai degrabă despre o luptă politică în care liberalii au pierdut încă o dată. Dumneavoastră ați fost premier, dumneavoastră ce ați fi făcut? Ați fi semnat până la urmă acest proiect, având în vedere faptul că suntem în an preelectoral, iar majorările vin în an electoral, desigur. În primul rând, domnul Ciolacu este un premier socialist și a luat această decizie de a aproba proiectul de lege. Iar eu vă spun un lucru simplu. Dacă nu vom identifica resursele în anul 2024 și mai ales 2025, pentru că în 2024 avem efectul de la 1 septembrie la 31 decembrie al recalculării. În anul 2025 vom avea tot anul cu efectul recalculării. În acel moment, economia va reacționa, doamnă. Economia are niște legi. Echilibrele macroeconomice se manifestă indiferent ce dacă noi vrem sau ce nu vrem. Ce înseamnă acest astăzi lucru, domnule Stolojan? Astăzi noi plătim dobânzi la datoria publică de 5 miliarde de euro. Anul viitor vom plăti mult mai mult și banii care vom lua de la Uniunea Europeană îi vom da pe datoria publică. Domnule Stolojan, economia va reacționa. Ce înseamnă acest lucru? Vom vedea taxe mai mari? Pentru că am văzut și avertismentul venit din partea Băncii Naționale a României. Ce înseamnă exact acest lucru și de ce premierul Marcel Ciolacu nu cunoaște aceste reguli, cel puțin în teorie, pentru că vedem ce s-a întâmplat? Le cunoaște foarte bine, dar e un socialist pur sânge, la fel ca mulți alții, care au în anul 2017 au scos o lege care arătau pe 4 ani de zile înainte cum va crește matematic, cum vor crește salariile în administrația publică. Vă amintiți de acea lege, da? Ce s-a întâmplat? A venit pandemia, a venit criza energetică, a venit războiul din Ucraina, deci în economia de piață, într-o democrație, nu poți să scoți legi care îți arată pe ani înainte cum vom crește matematic veniturile fără să ții seama deci, situația economiei. Deci, la întrebarea dumneavoastră, răspunsul e următorul. Vom fi obligați să facem o reformă fiscală. Vă reamintesc că la ora actuală numai cotele reduse de TVA care le aplicăm față de cota standard de 19% înseamnă circa 22 de miliarde de lei, deci peste 5 miliarde de euro numai
aceste cote reduse. Deci vom renunța probabil la alte cote reduse de TVA și sigur și alte măsuri fiscale. Dacă nu vom face acest lucru, atunci reacția pieței va fi următoarea. Ne vor crește dobânzile la care ne împrumutăm să finanțăm deficitele bugetare în creștere și datoria publică în creștere, iar Comisia Europeană sigur poate reacționa la faptul că suntem singura țară din Uniunea Europeană aflată în procedura de deficit excesiv. Așadar, domnule care nu vrea să ia măsurile de corecție. Așadar, vedem că nu mai vești bune, desigur, cu ghilimelele de rigoare, dacă putem spune așa. Nu arată bine viitorul. Vom vedea ce se întâmplă și dacă, până la urmă, se vor găsi surse de finanțare pentru plata acestor pensii. Eu, ca pensionar, nu pot decât să mă bucur. Cu pensionar pe bază de contribuție în România, nu pot să decât să mă bucur de decizia domnului Ciolacu. Ca economist, sigur că mă gândesc cu foarte mare îngrijorare ce urmează pentru România. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră și pentru analiză. Teodor Stolojan, fost premier al României și ministru al finanțelor publice. Luiza, înapoi la tine.